Salutare, oameni buni, bine ați venit în Maramureș. Din nou avem probleme cu vecinii. Ați mai văzut unii dintre voi filmare cu caprele vecinului care ajung tot pe terenul nostru. Am aici niște nuci. Care am preferit și uite ce că de-abia reușesc să țipe frunze. Caprele iară vin în coace. Dar de ce are chestia aia la gât? Eu fi pus omul să nu mai strea, să nu mai sară prin crăpături mici, știi? Să nu treacă prin gardul. Dar uite-te că nu i-o folos la nimic. Bineînțeles că aici cu noi de față erau cu gura pe nuci. Am aici un prun, hai din coace de gard. Să vezi. Uite-o. Vin imediat. Caprele mele le-am urmărit și nu am mai trecut din coace. Am fost cu ochii pe ele că am fost acasă. Uită-te tu prun, care de-abia aștept să crească, să facă fructe, să mânci de pe el. Uită-te cum l-o bajocorit. Ăsta pentru mine e un prun special, pentru că pe partea asta am altăit prun, aici piețe. Și ăsta, pe când s-o întremat, iară l-o mâncat. Îți vine să le tai tăte jos. Dar asta e treaba cu vecinii. Asta e treaba cu caprele. Cu vecinii care nu reușesc să-și țină caprele lor în frâu. Nu le pot păzi, nu le pot urmări cum facem noi. Și eu m-am săturat deja. Am filmat video-ul ăsta să vedeți și voi cum e treaba la noi. M-aș bucura tare mult dacă ați avea să-mi dați sfaturi cu privire la treaba asta, pentru că eu m-am săturat să mă cer cu ei, dar o să mă tot cert în continuare cu cei care numai de astea știu face. Asta trebuie făcut. Ia uite-te cum vine în coace. 4 capre, 5 capre sunt, 4 capre sunt, 5 capre de vete. Și stăm noi să-i păzăm caprele lui. Uite, Victor, deschide poarta și dă-i în coace. Ce faci? Ești pretinoasă, mâncatea rușinea. Ești pretinoasă. Ia. Da, ești pretinoasă, așa-i. Dă un coace, o să leg pe lângă asta la altă. Da, du-te acolo. Aia e duța de la ea. Ia. E de acolo. Mami, nu ne descurcăm să deschidem aici. Bine, lasă. Nu-i problemă, dă-i pace. Încercat. Le puțin astea două, le duc acolo la mine. Să vie omul să se târguiască cu mine. Pentru că caprele mele încă nu au ajuns la el, dar văd că lui tot în tot pe asta ajung la mine. Ia, tati, că veni cu mine. O iau. Ia de acolo. E chiar lângă tine, suge de la masă. Asta,
și asta. Vine ele după astea două, când mă duc aici. Dacă vin și alea. M-a desfăgat prima dată. Ia unul. Treaba-i că nu-ți trebuie. Nu-ți trebuie ție caprele altora. Nu-mi trebuie rondiurile altuia. Da, mă, nu-ți rondiuri, sunt capre bune. Am capre așa cum îți, dar capre trebuie cotări ele dacă ai capre. Nu-mi tot la altul, nu. Bătătură. Aici mi-am lăsat să-mi cosesc o tavă, știi? Da. Nu trebuie să-mi vie nimeni să-mi mănânci o tavă, că și eu am animale. Hai da. Hai da, fetele, că... Vine el, tăticul. Asta-i treaba, că tot din când în când te enervezi, că uite tot ce se întâmplă. Hai să prindem țapul. Vedem dacă montează vreuna de-a noastră. Care-i țapul? E foarte mic. Poate e soi din ăla dorf. Nu e dorf, Andrei. Păi așa pare. Uită-te la el. Doar ce? E foarte mic. Nu ți se pare? Ți treză cu carte. Capre de cele pitice. Nu trebuie capre pitice, dar are patru corni și mi se pare interesant. A, ăsta e ăla cu patru corni. Păi uite-te că și capra și țapul are patru corni. Aoleu. Și ăla are patru corni, vezi tu? Aoleu. Omul așa, soiuri de astea își face, vezi tu? Scuză-mă. Mie nu-mi plac ăstea cu patru corni. Ce să ne facem noi cu patru corni, că noi nu vrem cu corni deloc. Da, ne putem da cornele. Nu umblăm noi, să vie omul să-și ia caprele, să le duc acasă. Și să mă duc să-i fac plângere la poliție. Că mai e a treia oră când mă rog eu să sună caprele. Da, prindeți apucă. Bun. Facem un final sau deja ai oprit? Merem. Pune în garul, că așa mi-o trecut tot chestia. Lasă pe aia în pace, că nu umbla la ea. Dacă pun acolo lucernă și duc și mâncă lui Cristiernă, e gata de aia. Ce face? Dar tu nu vrei să le faci rău la capre, măi Daniel. Nu vreau să le fac rău, eu îmi pun lucernă pentru caprele mele și porcii mei. Și o să-mi fac gardie plasă să nu mai treacă caprele din tot. Lasă, Victor. Hai să mergem să-l țin pom să vie după ele. Că n-am ce sta să-i păzesc aprile.